suflete de oameni, Domnul cel ce a venit în lume și s-a sărășit de oameni ca să sufletele mântași și pe oameni să-i izbăvească. Ceea ce pe lemnul crucii a venit puterile cele potrivnice, soarele plecându-se și pământul plătinându-se, mormintele deschizându-se și trupurile sfinților sculându-se, care a zdrobit cu moarte pe moarte și a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe tine, diavole, te jur cu numele lui Dumnezeu, care a arătat pomul vieții și a răbdit herovim și sabii de foc ce se întorcea de străjuia. Cu tremurăte și te depărtează, că te jur cu numele acelui care a umblat ca pe uscat pe valurile mării și a cercat vifărul vânturilor, a cărui căutătură se ia ca dâncurile și groază nu topește munții, că acela și acum îți poruncește prin noi. Teme-te, ești, depărtează la zilea aceasta și să nu te întorci, nici să te ascunzi în ea, nici să întâmpini pe ea, nici să lucrezi împotriva ei, nici noapte, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază, ci te du în iadul tău până în ziua cea mare a judecății. Teme-te de Dumnezeu cea ce șade pe heruvim și caută spre adâncuri de care și cu tremure îngerea, hainele, scaunele, domniile, începătăriile, stăpâniile, puterile heruvimii, cei cu ochii muci să serafimii, cei câte șase ani, de care se cutremură cerul, pământul, mare și toate câte sunt în ea. Ieși și te depărtează la cea însemnată, noul ales ostaș al lui Hristos, Dumnezeu nostru. Că te jur cu aceluia care umblă pe alții și face pe îngerii să-i duhuri și pe slujile să ai pară de foc. Ieși și depărtează la zilea aceasta cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi. Că s-a prea slăvit numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnule, să ne rugăm, Doamne, în veci. Dumnezeul cel Sfânt, cel Înfricoșător și slăvit, cel ce este în toate lucrurile și întăria sa, ne-a ajuns și ne-a pătruns. Cel ce mai înainte ți-a rânduit ție, diavole, pedeapsa muncii de veci, prin noi nevrem ce robii tăi îți poruncește. Ție și la toată puterea cea împreună cu tine rugătoare să te depărtezi la nouă însemnat cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Jură-te, da, cu totul viclene și necurate și spurcate și urâte și duhurile străine, puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ, cel ce a zis duhurile celor mult și sur, ieși din om și de acum să nu mai intri în ea. Du-te, cunoaște-ți puterea ta, cea deșartă, care nici peste porci n-a avut stăpânire. Adu-ți aminte de cel ce ți-a poruncit ție, după cererea ta, să intri în turma lor. Teme-te de Dumnezeu, cu a cărui poruncă pământul pe ape s-a întărit, de cel ce a zidit cerul și a pus înălțimilor hotar și văilor măsură, de cel ce a pus nisipul hotar mării și în ape multe cărare tare, de cel ce se atinge de muncii ei fumegă, de cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu haină, de cel ce a întins cerul ca un cort, de cel ce a acoperit cu ape înălțimile lui, de cel ce a așezat pământul pe temirile lui și nu se va clătina în veacul veacului, de cel ce cheamă apă mării și o varsă peste fața întregului pământ, ieși și se depărtează la cea însemnată ce se pregătește către Sfânta Luminare. Jură-te cu pătimirea cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și cu cinstitului trup și sânge și cu venirea Lui cea înfricoșătoare, că va veni și nu va zăbovi să judece tot pământul și pe tine și pe toată puterea cea împreună lucrătoare cu tine să te pedepsească în ghiena focului, dându-te în întunericul cel mai de la afară, unde vermele nu doarme și focul nu se stinge. Că puterea este a Lui Hristos, Dumnezeu nostru, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul să ne rugăm, Doamne, miluiește. Doamne, să vă aud Dumnezeul lui Israel, cel ce te măduiești toată boala și neputința și toată neputința, caută-ți pe roaba ta aceasta, Sofia Evelina, ceartă-o, cercetează și depărtează la ea toată lucrarea diavolului. Ceartă duhurile cele necurate și le depărtează și curățește lucrul mâinilor tale și lucrând în grabnica ta lucrare, zdrobește-te grab pe satana sub picioarele ei și dă biruință asupra lui și asupra duhurilor lui celor necurate. Ca dobândind mila ta să se învrednicească de tainele tale cele nemuritoare și cerești și ție slavă să înalță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, Cel care L-ai făcut pe om după chipul și după asemănarea Ta și ai dat Lui putința de a dobândi viața de veci, după aceea, căzând prin păcat, nu L-ai trecut cu vederea, ci a rânduit mântuirea lumii prin întruparea Hristosului Tău. Însuți primește-L împărăția Ta cerească și făptura aceasta a Ta pe care ai izbăvit-o din robia vrăjmașului. Deschide-i ochii gândului ca să strălucească în ea lumina Evangheliei Tale. Însoțește viața ei cu îngeri de lumină ca să o izbăvească pe ea de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amează și de năluciri rele. Depărtează de la ea pe tot vicleanul și necuratul duh, care se ascunde și se încuibează în inima ei.
depărtează la ea pe tovicleanul și necuratul duh, care se ascunde și se încuibează în inima ei. Depărtează de la ea pe tovicleanul și necuratul duh, care se ascunde și se încuibează în inima ei. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul slujirii de oleș a toată lăcomia, Duhul minciunii și a toată necurăția, care lucrează după învățătura diavolului și o fă pe ea oaie pământătoare turmei celei sfinte a Hristosului tău, mădular cinstit al bisericii tale, fiică și moștenitoare a împărăției tale, ca după poruncile tale, vețuind și păzind pe cetea nestricată și ferind veșmântul neîntinat să dobândească fericirea sfinților în împărăția ta. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului tău, cu care împreună ești binecuvântat cu prea sfântul și bunul de viață, Făcătorul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum ne toace cu față. Așa. Și eu o să vă întreb și voi răspundeți. Bine? Împreună. De lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. De lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. De lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te-ai lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Suflă și îl scuipă pe el. În mod simbolic, suflați de 3 ore, înseamnă cruce și scuipați de 3 ore. Tot simbolic. De 3 ore. Așa. Și acum ne facem. Când avem un dialog, eu vă întreb și o să răspundeți. Bine? Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui? Cred Lui. Ca unui apărat și cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Făcătorul Cerului și al Pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nefăcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi zilele lui Pontiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui părăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a trăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pentru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului celor să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui? Cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Făcătorul Cerului și al Pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură. Și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui părăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui? Cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Spune-o dată că spuneți frumos. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Făcătorul Cerului și al Pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute.
Și unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură și s-a înălțat la cerul și și-a de-adaptat Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care au trăit în proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pentru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos. Amin. Și te închini Lui. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trăim în cele ce se fie de ființă și nedespățit. Binecuvântat este Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască, la cunoștința adevărului să vină, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Iubește. Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, chiar pe rama Ta, să fie adevărită că Dumnezeu Ta cea sfântă și o elegește de acest dar mare al Sfântului Botez, dezbracă pe ea de omul cel vechi și o răiește pentru viață de veci și o umple de puterea Sfântului Duh prin unirea cu Hristos, ca să nu mai fie El de acum fiica trupului, ci fiica împărăției. Bunăvoința și cu harul meu născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, lucrăm cu prea Sfântul și Bunul de viață, Sfântul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O să începem la procesul propriu zis. O să venim și fotograful. Nu am ce mai devreme, n-am să vă zic de la nostru, n-am ce mai devreme. Am înțeles, că e fix la 30. Și o să vă spun parcurs ce am făcut și când o să o să fac acasă. Bine? Mi-a plăcut cum ați fost să crezi. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos să rădia din morți cu moartea pe moarte călcând și ce pentru cinsta preoțime și cea a Duhului Sfânt diaconime
și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul andei și român de pretutindeni, pentru țările noastre, Irlanda, România și Moldova, și pentru cămăitorii lor, pentru mai mari orașele și ai satelor, și pentru iubitoarea de resurs armată, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se trimite harurile izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să vină peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare a trăimii, cele mai presus de fire, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne rămânem noi cu luminarea cunoștinței și a drepte credințe, prin venirea Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta, izbăritoare de toate mântuială, vrăjmașilor celor văzuți și a celor nevăzuți, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca vrednică să se facă de împărăția cea nestricăcioasă, cea care se botează cu aceasta, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru aceasta care vine acum la Sfânta Luminare și pentru mântuirea ei, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate Africa Arminii și moștenitoare veșnicilor bunătăți, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă ea împreună sădit și părtași morții și învierii lui Hristos, Dumnezeu nostru, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-și păzească harul botezului și dobândirea Duhului neîntinată și fără prihană în ziua cea frumoșătoare a lui Hristos, Dumnezeu nostru, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă apa aceasta baie lașării din nou spre iertarea păcatelor și spre îmbrăcăminte de nestricăciune, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, Domnului, să ne rugăm. Ia și noi de tot necazul, în ea primești ea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să-o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește pe noi. Creștește-ne pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să-o dăm. Fie Doamne! Îndurate și investire Dumnezeule, care cercetezi inimile și rochii, ci acele ascunse de oamenilor, numai Tu le știi, căci nu este lucru ascuns înainte Ta. Și toate sunt oare și descoperite înainte ochilor Tăi, care știi și cele ce sunt despre mine, să nu te scârbești de mine, nici să-ți întorci fața de la mine, și treci vederea greșalele mele în ceasul acesta, cel care treci vederea păcatele oamenilor că se pocăiesc. Și îmi spalde curăția trupului și împărăciunea sufletului și pe mine întreg cu totul, mă sfințești cu puterea Ta, și-a nevăzută și cu dreapta Ta și-a duhovnicească, pentru ca nu cumva propovăduind de o altă nasfăcuzirea și păgătind-o cu deplină credințare în iubirea Ta de oameni, cea negrăită, să mă arăte însumi de trebuie roba păcatului. Așa se pune cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, să nu mă întorc cu milic și învățat, ci-mi trimite mie putere de sus și mă întărește spre slujirea acestei taine mari și cerești. Și fă să ia chip Hristosul Tău în aceasta ce se va naște de nou prin a mea nevrednicie și o sădește pe temelia apostolilor și, și a prorocilor Tăi. Și să nu o surbi și sădește pe ea sădire adevărului în Sfânta Ta sobolăcească și apostolească biserică și să nu o smuci ca sporind ea în dreaptă credință,
să se slăbească și prin ea prea Sfântul Tău nume, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns pe lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns pe lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns pe lauda minunilor Tale. Amin. Atât de bună voie toate, aducându-le dintr-o neființă, într-o ființă, cu puterea Ta, ții făptura și cu puterea, purtarea Ta de grijă, chivenisești lumea, tot din patru stihii ai așezat făptura. Cu patru vremi ai încrunat puterea Adului, de Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine te laudă soarele, pe Tine te slăvește luna, Ție se pleacă stelele, pe Tine te ascultă lumina, pe Tine se îngrozesc adâncurile, Ție slujesc izvoarele, Tu ai întins cerul ca un cort, Tu ai îngrădit pământul peste ape, Tu ai îngrădit marea cu nisip, Tu spre răsuflare ai revărsat aerul, puterile îngerești Ție slujești și cetele arhanghelilor Ție se închine. Iorăvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, împrejur strâng și zburând de frica slavii Tale, cele necuprinse se acoperă. Că tu, Dumnezeu, fii necuprins de gând și de cuvânt și fără de început ai venit pe pământ chipul nostru lumând într-o asemenare omenească, făcându-te și n-ai rămas să pune pentru îndurările mine Tale să vezi neamul omenesc chinuit de diavol, ce ai venit și ai mântuit pe noi. Mărturisim harul Tău, vestim mila Ta, nu tăinuim facerea Ta de bine. Toată firea omenească ai izbăvit-o până de cele fecioare l-ai sfințit cu nașterea Ta. Toată făptura Te laudă pe Tine, Cel ce Te-ai arătat ca, că Tu, Dumnezeul nostru, pe pământ Te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit. Tu, trimițând din cer pe Duhul Tău cel Sfânt, ai sfințit curgerile Iordanului și capetele balaurilor care se încuibaseră acolo le-ai zdrobit. Tu însuți, dar, iubitorile de oameni împărate, vino și acum cu urărea Sfântului Tău Duh și sfințește Papa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorile de oameni împărate, vină și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește Papa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorile de oameni împărate, vină și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește Papa aceasta. Binecuvântarea Iordanului, foc pe ea, izvoare de stricăciune, dar de sfințenie, de zlegare de păcate, vindecare de boli, diavolul în împiire, de puterile cele potrivice neatinsă, plină de putere îngerească, să fugă de la prizmana și zidurii Tale, că am chemat, Doamne, numele Tău cel minunat, slăvit și înfricoșător pentru cei potrivici. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se depărteze de la noi toate nălucirile cele din văzduh și arătate și să nu se ascunde în apa aceasta Duhul cel întunecat. Rugăm-ne Ție, Doamne, nici să se pogoare la aceasta care se botează Duhul Vitreanul care aduce întunecare gândurilor, turburare cugetului. Și Tu, stăpânea toate, arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățire trupului și sufletului, dezlegare legăturilor, iertare păcatelor, luminare sufletului, vaie de-a doua naștere, înnoire Duhului, hale de înfiere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viață. Că Tu, Doamne, ai zis, spălați-vă și vă curățiți, scoateți fășugurile din sufletele voastre, că Tu ne-ai dăruit nouă de sus, a doua naștere, prin apă și prin Duh. Arată-te, Doamne, în apa aceasta și de acestea care se botează să se schimbe prin ea, să lepede pe omul cel vechi stricat de poftele înșelăciunii și să se îmbrace în cel nou, care este înnoit după chipul Zidătorului Său, ca fiind împreună să vin cu asemănarea morții Tale, prin botez, să se facă părtași în învierii Tale și păzind darul Sfântului Tău Duh și sporind așezământul Harului,
să ia plata chemării cele de sus și să se numere cu cei întâi născuți înscriși în cer, întru tine, Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos. Că ție se cuvine slavă, puterea, cinstea și închinăciunea împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Domnului tău. Și tot să facem. Capetele voastre, Domnului, să le plecați. Ție, Doamne! Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Sfântul Doamne, Dumnezeul părinților noștri, care celor ce erau cu noi în corabie, le-a trimis porumbirul având în gură ramuri de măslin, semnul împăcării și a mântuirii în potop. Și ai întâlnit din acelea taina Harului și ai dat robul măslinului pe primirea Sfintelor care taine, care prin el ai umplut de Duh Sfânt pe cei ce erau lege, iar pe cei ce sunt în Har îi face să vășiți. Însuți binecuvântează și acest pui de lemn. Ia-mi îndurte-te la mine, ca să-ți facă poză de Dumnezeu. Cu puterea, cu lucrarea și pogorârea Sfântului tău Duh, ca să se facă acesta ungere de nesfricăciune. Întoarce-te! Armă dreptății, înnoire sufletului și trupului, izgonirea toată lucrarea de amoleasă, spre înlăturarea tuturor răutăților. Pentru cei care se urc cu credință și vor și gusta de ea, că slava ta și a unei născut Fiul tău și a prea Sfântului și Bunului de viață, Bunătorul tău Duh, acum și Bunului, în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Și sfințește pe tot omul care vine în lume, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se unge roaba lui Dumnezeu, Sofia Evelina, cu delemnul bucurie. Tu ai fost bărbat. În numele Tatălui și al Sfântului și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Spre temăduirea sufletului. Amin. Și a trupului. Amin. Spre ascultarea credinței. Amin. Noi de tare m-am făcut și m-am slăbit. Amin. Ca să umble pe căile tale. Amin. Să-ți acolo. Să-ți acolo. Hai, hai. Să fie bine la mine. Ia, ține bine. Nu ați-o luat, da? Nu, ține tot așa pe mine. Așa o să vină pe mine. Așa o să vină pe mine. Se bătează roaba lui Dumnezeu. Sofia Evelina, numele Tatălui, Amin.
Se îmbracă roabă lui Dumnezeu, Sofia Evelina, în haina dreptății, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dă-mi-e hale luminoasă, cela ce te îmbraci, cu lumină ca și cu o haină, mult milostive, misoase, Dumnezeu. Văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Dă-mi-e haină luminoasă, cela ce te îmbraci, cu lumina ca și cu o haină, mult milostive, Hristoase, Dumnezeu. Dă-mi-e haină luminoasă, cela ce te îmbraci, cu lumină ca și cu o haină, mult milostive, Hristoase, Dumnezeul nostru. Zisa Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Amin. Fericiți cărora s-a iertat fără de lege și cărora s-au acoperit păcatele. Fericiți bărbatul care nu a făcutit Domnul păcatul, nici nu este în gura lui Nicleșu. Că am tăcut, îmbătrânita oasele mele, câștigam toată ziua. Că toată ziua și noaptea s-a îmreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când timpele tău mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis-am, mărturisim voi fără de legea mea Domnului. Și tu ai iertat de legiuirea păcatului meu, pentru aceasta se va ruga și când se ține tot cu viosul la vreme potrivită. Iar potop de ape multe, de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea. Izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat, înțelepțite-mă și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ațintim-o-i spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr, la care nu este pricepere, cu zăbală și cu frum, părților lor voi strânge, ca să nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjdește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați, dreptilor, și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule, Acuțitorului, izvorul bunătăților, soarele dreptății, care celor ce erau într-un întuneric, le-ai strălucit lumina mântuirii prin arătarea unui a născut Fiului Tău și Dumnezeul nostru și ne-ai dăruit nouă nevrencilor, fericită a curățire prin Sfântul Botez și dumnezeiască sfințire prin Ungerea cea făcătoare de viață, care și acum ai binevoit a naște din nou pe roaba ta aceasta nouă luminată, Sofia Evelina, prin apă și prin Duh și ai dăruit ei iertarea păcatelor celor de voi și a celor fără de voi. Însă stăpânie prea durată împărată tuturor, dăruiește ei și pe cinta darului Sfântului, centrul tău puternicului și închinatului tău, Duh și cuminicarea cu Sfântul Trup și cu scopul sânge al Hristosului tău. Păzește-o pe iată Sfințenia ta, întărește-o în credința ortodoxă, izbăvește cel rău și de toate mântirile lui și și păzește în sufletul ei, în frica ta cea mântuitoare, în curățire și în dreptate, ca în orice faptă și cuvânt bineplăcând ție să se facă fiică și moștenitoare a cereștilor care împărății. Tu ești Dumnezeu nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci. Vecinor. Amin. Acum vom urma o a doua taină, cea de ruge, pe care toții o primim o singură dată în viață.
aceea, de exemplu, dacă Mica Sofia va veți rămâne aici în Irlanda și va fi la școală, la un moment dat o să mă întrebe să fac o confirmation, este la ei. Să știți că e aia deja în România. Îi spuneți că nu trebuie nimic. Și ca dovadă noi să facem și certificat de botez. Deci o să aveți și dovadă în sensul acesta. Bine? Și să nu lăsați. Bine, au și tradițiile lor. Deci sunt frumoase și sunt da, ale lor. O să nu reține pe ale noastre. Bine? Să vedem acum un pic, vă rog, și pic să te desfacem ca să facem lumea și după aceea te caut și o zi de-aia. Eu o să spun lumea și le spuneți cu toții, bine? Amin. Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Cu cap. Așa. Așa. Darului Sfântului Duh. Amin. Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Așa. Un pic o să las pe spate. Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Nu înțeleg? Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Asta să știți că după aceea nu s-o scoate. Da, pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Crezi că e Sfântul, mai de asta, așa, cu asta pasate. Să știu bine aici. E frică. Poate este în semn, Sofia, bine? Sunt bucurii. Și dacă merge să fie prima cu nașele, poate să meargă și părinții. Și copiii. Ține. Așa, mergeți și vă dați până la altă, așa? Sau vă... Așa. Vă atingeți și mergem împreună, bine? Când în Hristos v-ați botezat, când Hristos v-ați învăcat, amin. Și Domnului tău, Domnul este luminarea mea și mântuirea mea.
voi din fricoșare, înțelepciune, mistoare de romani, a Sfântului Apostol Pavel și tine, Sfântul Maminte, oare nu știți că toți cei din Hristos Iisus ne-a botezat? Într-o moartea Lui ne-a botezat. Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez. Pentru că precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoire a vieții. Căci dacă am fost apăiți pe El în asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și a învierii Lui, cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi rob ai păcatului. Căci cel care a murit a fost curățit de păcat, iar dacă a murit împreună cu Hristos, crede că vom și viețui împreună cu El, fiindcă Hristos învia din morți nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânirea asupra Lui, căci ce a murit păcatul odată pentru totdeauna, iar ce trăiește, trăiește Lui Dumnezeu. Așa și voi, socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru. Pace ție celui care ai citit și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelegem drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Sfânta Evanghelie, cea de la Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. Văzându-i s-au închinat Lui, ei care se îndoiseră, și apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor zicând, dat-o mi se toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am porunci vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Și ai dat ei înnoirea vieții. Însuși, Stăpâne, Doamne, binevoiește să strălucească pururea lumina feții tale în inima ei. Apără pavăza credinței ei nebântuită de vrăjmași, păzește nespurcată și neîntinată haina nestricăciunii cu care s-a îmbrăcat. Păstrând întru ea cu harul tău nestricată pe cetă cea duhovnicească și fi milostiv acesteia și nouă după mulțimea îndurărilor tale. S-a binecuvântat și s-a prea slăvit la cinstitul și de mare cuvință numele Tău, a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care prin spălarea botezului dai strălucie cerească celor botezați, celor ce a doua oară a născut pe roaba Ta aceasta nou luminată, prin apă și prin Duh și a dăruit iertarea păcatelor celor de voie și a celor fără de voie, pune peste ea mâna Ta cea puternică și o păzește cu puterea bunătății Tale.
Ferește arvura nefurată și o ridicește ca bine plăcânție să dobândească viață de veci. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Fie Doamne. Ceea ce s-a îmbrăcat într-o Tine, Hristoase, Dumnezeu nostru, Ție din preună cu noi și-a plecat capul Său, păzește, păzește-o să rămână ostaș nebiruit împotriva celor ce poartă în zădar dușmănie asupra Lui și asupra noastră, asupra ei și asupra noastră. Și arată-ne pe toți biruitori până la sfârșit, ca să primim cununa Ta cea nebiruitoare. Ca Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi și Ție slavă, Nață, împreună și cerul fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndreptatul Te-ai luminat, Te-ai sfințit, Te-ai spălat, Te-ai în numele Tatălui. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Botezat, Te-ai luminat, Te-ai miruit, Te-ai sfințit, Te-ai spălat, Te-ai în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.